bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adriana, locuiesc în Irlanda și am 36 de ani. 3 copii, un soț și un cățel. Bun. Cele care nu mă știți, de-aia m-am prezentat. Cele care mă știți, asta e. Mă știți. Ați mai văzut? Bun. Deci astăzi am un video cu virgulă cumpărături alimentare. Nu am mai făcut un astfel de video, cred că de 3 săptămâni. Și am fost un pic absentă, 10 zile, de 10 zile nu am mai, 9, cred că 9 sau 10 zile nu am mai postat nimic pentru că nu mă simt prea bine și chiar nu mă simt prea bine. Mă rog, foarte amețită, probleme cu stomacul, cu digestia, lipsă de fier, lipsă de acid folic, mă rog, probleme de sănătate. Bun, haideți să trecem la treabă, să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Este foarte mult verde, dar verdele e sănătos. Haideți să vedem. Bun, și să încep de aici. Aici am luat o cutie de cereale, Coco Shields, pentru fete. Așa, aici este un șampon Head and Shoulders pentru soțul meu. E din ăsta clasic. Aici am luat o varză. Să fac salată de varză. Mă rog, nu știu ce mai pot să fac. O ciorbă de varză? Nu știu. Să vedem, că nu prea îmi priește nici salata de varză. Cred că îmi digeră foarte greu, pentru că varza e mai tare și ceva se întâmplă la digestie. Bun, aici 18 ouă. Aici 2 pungi de spanac, pentru că trebuie mult fier. Așa, aici 2 cutii de pastă de tomate. O perioadă nu au avut la Lidl. Și o perioadă cam lungă, cred că o lună de zile sau mai bine n-au avut. Acum văd că au un stoc. Bun, aici am luat 3 baghete. Aici pui mici din acestea cu brânză pe deasupra. Ele normal sunt 4, dar acum dacă mă întrebați, eu nu știu cine le-a mâncat. Cred că Mircea. Nu știu, 3 am mâncat, nu știu. Pentru că am făcut niște ficăței, așa cu usturoi înăbușiți și am mâncat și cu saftul acela. Mă rog, eu nu mai mănc pâine. Așa, și nimic făinos. Cu făină, cu gluten mai pe scurt. Bun. Aici o pungă de semințe chia. Îmi fac budincă din semințele astea. Le pun în apă și ele se umflă singure și atunci dimineața la micul dejun îmi pun cu iaurt din ăsta grecesc. Și cu, bun, am mâncat și cu nuci și cu semințe de dovleac. Dar nu știu dacă o să mai mănânc, că am pățit o chestie foarte urâtă astăzi. Mă rog, m-am balonat foarte tare și mâncasem treburile astea. Aici o pungă de snacks-uri, nu știu ce sunt astea. Mai a început punga. E din săptămâna americană. Cu ketchup, cu gust de ketchup. Aici o brânză cottage. Asta pentru mine să mănc eu. Aici niște mozzarella, 2 plicuri din acestea. Bun, o găleată de, cum mai tot timpul vedeți la mine, de iaurt grecesc la 1 kg. Aici croasante cu ciocolată, 5 bucăți. Astea aveau o reducere, că era pe cupon, nu știu cât la sută, 30% sau ceva de genul. Aici niște wafe, 12 la număr. Aici am luat niște creveți, 180 de grame, mă rog. Așa, mai departe, o cutie, un unt,
Aici am un avocado. Bun, o să vedeți mai încolo că mai am o plăsuță, dar să termin aici în partea asta. Aici am luat niște cabanoși. Da. Aici am un pachet de ham. Asta pentru fete la sandwich pentru școală. Aici un borcan de hot dogs, tot pentru el din săptămâna americană și tot pentru ele, pentru fete. N-au mai mâncat de mult și am zis hai să le luăm. Bun. Aici am luat scorțișoară măcinată, pentru că tot așa îmi pun în iau amestecul ăla de când fac budinca de chia cu iaurt și ce mai pun eu pe acolo, pun și niște scorțișoară. Și îmi dă așa senzația, impresia de un desert. Mă rog, interesantă combinația. Aici pătrunjel uscat. Aici am luat oregano. Mai am, dar nu foarte mult. Și ăsta nu-l mai aveam deloc. Busuioc uscat. Aici 6 mere golden. Astea, nu știu, cred că o să-mi fac și mie din vreo 2 mere sau să văd niște compot de mere, dar fără adaos de... Pur și simplu le fierb, fără să adaug zahăr. Că nu am voie nici zahăr, nu am voie nici sare, nu am voie nici prăjit, nici pâine sau, mă rog, făinoase, tot ce conține gluten. Practic nu mai am voie nimic, nu știu ce mai am voie. Spanac, dar și ăla fiert. Mă rog, sau la aburi. Bun, aici am luat 3 vinete. Pe astea, nu știu ce o să fac, salată de vinete, dar nu am voie pentru că o să aibă și ceapă. Eu nu pot să mănânc salata de vinete fără ceapă. O să aibă și maioneză și ulei și... Mă rog, cred că o să fac la cuptor. Le tai în jumătate, le scobesc un pic și, nu știu, pun eu ceva înăuntru. Nu știu. Aici oțelină tulpină. Aici un săculeț de avocado. 2, 4, 6 avocado, doar că ăștia nu sunt foarte copți, sunt destul de tari, eventual pentru peste 2 zile o să fie ok. Și atunci am mai luat unul în plus, ăsta e la bucată, dar e un pic mai copt. Na, nici ăsta nu e, dar mâine o să fie perfect, cred că. Bun, aici tot așa o plăsuță din asta de limes. 4 la număr. Aici o pungă de semințe de dovleac. Scrie că sunt organice. Rog, spanacul vi l-am arătat și cred că cam atât. Nu am mai cumpărat nimic. Atât. Mult verde. Carne nu am luat pentru că eu am în congelator. Am carne, doar trebuie de scoasă la deschețat și când vreau să fac ceva. Mă rog, bun, atât pentru astăzi. Vă aștept în următorul clip. Să vedem cu ce o mai fi. Aștept să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like, că mă ajută foarte mult, un comentariu dacă vreți. Și urmăriți-mă și pe Instagram, cu toate că eu nu prea mai postat. În ultima perioadă, nici acolo pe Instagram. Adevărul că nici nu prea... Nu știu cum să zic. Pe Facebook postez mai mult. Sau sunt toată ziua, mă rog, toată ziua. Intru pe Facebook. Pe Instagram mai greu. Nu m-am obișnuit eu cu Instagram. Dar dacă vreți să mă urmăriți și acolo, urmăriți-mă. Bun, cam atât pentru astăzi. Ne vedem în următorul clip. Ciao!